Profesorii care dau meditație elevilor scapă pentru moment de controlele ANAF. Lucian Heiuș, noul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a îndemnat cadrele didactice care realizează astfel de venituri să-și înființeze PFA-uri pentru a intra în legalitate. Și asta nu e tot. Lucian Heiuș a anunțat demararea unui proiect pilot pentru București și Constanța, care are ca scop identificarea persoanelor care își închiriază locuințele pentru a presta diverse activități și un altul care vizează saloanele de înfrumusețare. Noul președinte al ANAF a ținut să precizeze că, în cazul acestor controle, inspectorii vor intra în locuințe doar cu permisiunea proprietarului.